Prezent la ultimul act din finala Cupei României, meci disputat ieri seară între Petrolul Berca și Voința Lanuri pe stadionul Gloria, Constantin Toma, noul primar al municipiului Buzău, a oferit primele declarații legate de situația sportului buzoian. Toma a vorbit despre Gloria Buzău, despre care speră să o revadă cât de curând în primul eșalon. Încercăm să relansăm fotbalul buzoian de la o finală de Cupa României între două echipe din Berca și Lanuri. Două echipe frumoase, s-au bătut foarte frumos. Am avut un deznodământ până la urmă fericit, s-a mers până în ultima secundă, dar ce păcat că nu este aici Gloria Buzău. Să sperăm că vom reuși în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat să avem o echipă competitivă în, poate chiar în Liga 1. Toma a spus că municipalitatea va sprijini tot sportul buzoian, nu doar fotbalul, în acest sens dând de înțeles că primăria se va gândi și la handbalistele care au mari șanse să evolueze din toamnă în Liga Națională. Nu, deci tot sportul buzoian trebuie ajutat, asta este sigur. Bineînțeles că și fondurile publice trebuie să fie disponibile, mă refer și la Consiliul Județean și la primărie, dar cel mai important să atragem sponsori importanți, pentru că imaginea obținută prin sport e o imagine sănătoasă și o imagine foarte bună și pentru business. La mijlocul anilor 90, prin intermediul societăților sale, Toma a finanțat Gloria Buzău până la sosirea în crânga lui Costel Bucur. Până în momentul în care a venit aici Gigi Becali, am considerat că nu mai e important pentru mine în acel moment să mai sponsorizăm. Am mai ajutat puțin câte puțin, dar nu la nivelul care făceam înainte. În privința fotbalului, Toma nu a oferit o dată certă pentru demararea constituirii unei noi echipe de fotbal a Buzăului, care să tindă spre marea performanță. Edilul buzoian este interesat de o situație clară în privința finanțelor de care dispune municipalitatea și totodată de transparența sumelor virate în contul grupării din Crâng. Nu pot să spun, am mai spus-o, repet, trebuie să facem o analiză foarte serioasă asupra finanțelor publice buzoiene, după care vom putea decide începând de la anul ce este de făcut. Viramentele către cluburile sportive buzoiene, precum și o decizie finală în privința înființării unei noi echipe de fotbal a Buzăului, vor putea fi luate după investirea noului aparat administrativ la Palatul Comunal, lucru care se va putea întâmpla cel mai probabil la mijlocul săptămânii viitoare.